Bine ați venit la partea a treia din seria noastră, Compania ta în cloud. În acest episod vom discuta despre crearea unei organizații AWS. Până în acest punct am creat un cont AWS și ne-am logat cu succes. În episodul de astăzi vom vedea cum putem crea organizații AWS și conturile adiționale despre care am discutat în prima parte. Să începem cu o scurtă recapitulare. AWS Organizations permite administrarea centralizată a mediilor de cloud ale unei companii, indiferent de mărimea acesteia, și ajută la managementul centralizat al facturării, controlul accesului, securitate, izolarea resurselor, precum și crearea de noi conturi de cloud pe măsură ce e nevoie de acestea. Serviciul vine fără costuri suplimentare. Până în acest moment, am creat un cont AWS principal cu adresa AVS Around, Under the Cloud, pe care l-am numit AWS Main. În continuare, vom utiliza AWS Organizations pentru a crea noi conturi AWS. Unul dintre ele va fi contul nostru de producție, pe care îl vom denumi PRD și pentru care vom folosi un alt alias, după cum am indicat în prima parte a acestei serii. Al doilea cont va fi un mediu de dezvoltare și pentru acesta vom folosi e-mailul AWS Dev. Ne vom opri aici la cele două conturi pentru exemplul nostru dar este important să rețineți că puteți crea oricâte conturi este necesar, de exemplu un cont pentru medii de test sau conturi separate pentru fiecare departament din companie. Dar ce reprezintă de fapt aceste conturi? Este important să nu le considerați un cont de utilizator, ci mai degrabă un container care grupează mai multe aplicații, sisteme sau servicii pentru a izola aceste grupuri de resurse și a spori ușurința în utilizare, monitorizare și administrare. Probabil vă întrebați dacă nu le-am fi putut configura independent, așa cum am făcut-o pentru contul principal. Răspunsul este da, am fi putut face acest lucru, dar ar fi trebuit să introduceți din nou toate detaliile de identificare, cardul de credit și așa mai departe. Veți vedea în continuare că, utilizând AWS Organizations, vom crea conturi noi în câteva secunde. Pe lângă izolarea resurselor acestor medii, un avantaj din punct de vedere al securității este utilizarea de politici ce limitează drepturile conturilor din organizații. De exemplu, în episoadele viitoare veți vedea cum putem limita ca mediile noastre de dezvoltare sau producție să fie utilizate doar în anumite regiuni. Astfel, chiar dacă un utilizator va avea drepturi de administrator pe contul de dezvoltare, el va fi limitat la politicile trasate de contul principal. Un alt avantaj este simplificarea facturării. Dacă ați crea fiecare cont independent, fiecare cont ar primi propria factură separată. Utilizând AWS Organizations, puteți centraliza facturarea companiei la nivelul contului principal. Dar mai bine să vedem direct în consola AWS cum funcționează toate acestea. Ne-am întors la consola de administrare AWS și ce ne dorim să facem în continuare este să accesăm serviciul AWS Organizations. Putem face acest lucru în mai multe moduri. Fie dăm click pe all services și apoi selectăm serviciul din listă, AWS Organizations. Sau mergem la fereastra de search și începem să tastăm AWS Organizations, și deja apare în listă, click pe numele serviciului și se va încărca pagina acestuia. Momentan, contul nostru nu face parte din nicio organizație și nici nu are definită vreuna. Astfel încât, în cele ce urmează, vom crea noi organizație. Suntem în contul AWS Main, după cum se observă în partea dreaptă sus. Și acum dați click pe Create Organization. După cum am menționat, prin crearea unei organizații avem plăți și costuri centralizate, o gestionare unitară a conturilor, putem aplica controle bazate pe politici și se simplifică astfel managementul serviciilor la nivelul întregii companii. Dați click pe Create și, în continuare, se va crea organizația noastră. Organizația noastră a fost creată. În continuare, dorim să adăugăm conturile pentru producție și development. Momentan, singurul cont pe care îl avem aici este contul nostru AWS Main. Dați click pe Add Account și acum avem două opțiuni, Invite Account sau Create Account. Invite Account permite adăugarea de conturi AWS deja existente la organizația noastră, și este foarte util când există deja conturi în companie, dar doriți acum administrarea lor centralizată. Create Account permite definirea de conturi noi în cadrul acestei organizații și asta vom alege în continuare. Iar acestea sunt detaliile pe care trebuie să le introducem pentru a crea un cont nou. După cum observați, sunt mult mai puține detalii decât a fost necesar să introducem pentru crearea contului principal. Nu este nevoie să-i mai introducem un număr de telefon pentru verificarea identității sau un card de credit. Tot ceea ce este necesar este un nume de cont, în cazul nostru PRD, pentru contul de producție, și o adresă de e-mail asociată cu acest cont. Pentru contul de producție, noi am creat un alias conform celor discutate în primul episod al acestei serii, dar fiecare cont AWS trebuie asociat cu o adresă de e-mail unică. În cazul nostru, o să mergem cu AWS PRD around under the cloud. După cum am mai menționat, Under the Cloud este compania mea fictivă pentru acest exemplu. Iar acesta este aliasul definit pentru contul de producție. Ultimul câmp pe care trebuie să-l completăm este IAM Roll Name. Nu vom intra acum în detaliile de securitate, roluri și Identity Access Management. Completați Admin Role pentru a permite crearea contului de administrator pentru contul de producție. Și aceste trei detalii sunt tot ceea ce este necesar pentru crearea unui cont nou. În continuare, dați scroll în jos, putem adăuga tag-uri sau putem sări peste acest pas și click create. Contul nostru este în curs de creare, este încă gri. Așteptăm puțin. Dăm un refresh. Și acum a fost creat PRD, contul de producție cu aliasul AWS-PRD around under the cloud, un account ID separat și detalii cu privire la data la care a fost creat sau la care a fost adăugat la organizația noastră. Conform exemplului nostru, mai vom mai adăuga acum un cont pentru echipa de dezvoltare, DEV. Clic pe Add Account create account ca nume dev, trecem apoi aliasul avs dev around under the cloud, admin role pentru role name, și create. Refresh. Iar acum avem întreaga structură a organizației noastre definite cu contul principal, root, și cele două conturi de dev și prod, fiecare cu account ID-ul său. Cam asta a fost tot. Un exemplu pentru cum puteți utiliza AWS Organizations pentru segregarea conturilor și a mediilor voastre de cloud dar centralizarea facturării și administrării acestora. Bineînțeles, puteți crea oricâte conturi doriți, după cerințele specifice ale business-ului sau aplicațiilor dumneavoastră. Dacă doriți să continuați, mergem mai departe la crearea de utilizatori și configurarea accesului.